sunt informațiile de care voi aveți nevoie. Pe prima coloană sunt afișate în ordine autobuzele care urmează să găsească în stație. Autobuz, și primul autobuz care este afișat este cel care are cel mai scurt timp până când sosește. Și avem primul autobuz, este linia 1R, care ajunge în stație în 5 minute. Vedeți? 5 minute. Al doilea autobuz care sosește în stație este tot un autobuz 1R, care ajunge în 14 minute. Pentru că autobuzele, liniile care sunt conectate la sistemul ăsta, deocamdată, sunt doar 1R și 2R. Urmează ca în scurt timp să fie conectate și alte linii și atunci o să aveți informații în stații și despre alte linii care sosesc în stații. Ce trebuie să știți voi este faptul că sistemul ăsta, care este destul de complex, nu se aplică la toate autobuzele. Doar 80 de autobuze sunt conectate. Proiectul despre care v-a vorbit colega mea este un proiect demonstrativ, este un proiect, nu este un proiect de investiție care să cuprindă absolut tot transportul public din Craiova. Deci este un proiect prin care noi arătăm că astfel de sisteme și astfel de tehnologii, să le spunem, sunt aplicate, sunt bune și în continuare urmează ca regia de transport să cumpere și să extindă sistemul și la alte autobuze. Dar voi trebuie să știți că 80 de autobuze vor fi pe mai multe linii și că în curând o să aveți mai multe informații pe panou și despre alte autobuze. Acolo unde vin autobuzele. Am vrut să vă mai arăt încă